Bine v-am găsit! Astăzi vremea va continua să fie mai caldă decât în mod obișnuit și temperaturile maxime se vor încadra în general între 3 și 13 grade. În nordul, centrul, estul și sud-estul țării, cerul va fi mai mult noros și mai ales în prima parte a zilei, pe alocuri vor fi precipitații slabe, sub formă de ninsoare la altitudini de peste 1400 de metri, mixte la altitudini mai mici, precum și Moldova, și sub formă de ploaie în Transilvania, în Dobrogea și în nordul Munteniei. În celelalte regiuni, în schimb, se anunță vreme bună cu intervale însorite. Și la munte vom zări soarele printre nori, dar ne așteptăm și la precipitații slabe mixte pe alocuri și fulguieli la altitudini de peste 1400 de metri. Vântul va mai avea ușoare intensificări în timpul zilei pe creste, în rest va sufla slab și moderat. Iar temperaturile în ușoară creștere vor fi de minus 2 grade în Ceahlău, de 4 grade în Păltiniș, de 3 grade în Poiana, Brașov și în Predeal, 5 în Semenic și 6 în Stâna de Vale. În capitală se anunță vreme bună și frumoasă cu reprize însorite și din punct de vedere termic va fi plăcută pentru că în aer vom avea în jur de 9 grade, iar vântul va adia ușor. Momentan atât despre vreme. Sunt Florina Constantinescu și vă mulțumesc pentru atenție. O zi cât mai frumoasă să aveți!